Liga Națională de Polo se rea miercuri după o pauză de aproape șapte luni cu turneul de la Focșani. Echipa Stele este din nou favorită la câștigarea campionatului după cinci titluri consecutive. Spre deosebire de ultimele sezoane, roșialbaștrii se vor baza în acest campionat mai mult pe jucătorii români. Una dintre marile achiziții este revenirea lui Tibi Negrean, care în ultimele patru sezoane a evoluat pentru Spandau Berlin din Germania. Tibi revine la prima sa dragoste, Steaua, unde s-a format ca sportiv de performanță atunci când a decis să părăsească orașul natal Cluj la vârsta de 12 ani. Mă bucur că am revenit, practic aici am făcut junioratul, am jucat 2 ani de zile pentru echipa mare de la 18 la 20 de ani după care am plecat, am fost plecat în străinătate în Ungaria, în Germania, am jucat mulți ani și chiar e o deosebită plăcere să mă întorc aici și nu știu, poate chiar să-mi închei cariera aici la Steaua București. Colectivul este, este super și cu siguranță voi juca 2, 3, 4 ani de zile Voi mai juca Suntem nerădători în să începem campionatul Anul acesta ne-a venit Tiberiu Negranu Internațional care a jucat în Germania Dragomirescu de la CSM Oradea Levente Vancics Care a venit din Ungaria Într-adevăr avem o echipă foarte bună Dar acest nucleu este un fel de echipa națională și anul acesta vom juca fără străini. Rușalbaștrii au și un nou antrenor în acest sezon. Aurelian Georgescu ne-a dezvăluit obiectivele pe care le are cu Steaua în acest campionat. Mulțumit de lotul pe care îl aveți la dispoziție în acest an Steaua formată mai mult din jucători români. Vreau să promovez cu această ocazie și jucători din pepiniera clubului, jucători tineri de perspectivă, pe Popovici, un stângaci de perspectivă, Rădu cu Alexandru un jucător care este un pic, joacă mai toate posturile din echipă, un portar. Avem aceleași obiective ca și până acum, câștigarea cupei, campionatului, și încercăm și în cupele europene să avem un parcurs cât mai lung.